Da. Deci asta s-a întâmplat. Este foarte simplu. Nu mai am absolut nicio îndoială că lucrurile sunt așa cum trebuie să fie. Pur și simplu erați șapte de oameni în live și a sărit live-ul a sărit cu totul. Deci nu am pierdut netul, nu s-a întâmplat nimic anormal, nu s-a oprit energia electrică, nu s-a oprit nimic, pur și simplu, și deci este ceva de domeniul fantasticului, pur și simplu să ieși cu totul din Facebook și să fii nevoit să reinstalezi Facebook-ul, oameni buni. Deci unde s-a putut ajunge cu derbedei ăștia care nu mă mai lasă să vorbesc? Deci la televizor nu pot să vorbesc. Că vine furtuna, că nu vine ăla, că nu mă lasă, că pune pe altul locul meu, că vorbește Ponta, că vorbește Băsescu, că nici nu mai știu un să eu. Deci, pur și simplu, nu mai pot să vorbesc nici pe Facebook. Dacă voi vă puteți imagina una ca asta. Nu mi s-a întâmplat în viața mea. Vorbeam pe live, erați șapte mii de oameni, da? Deci, șapte mii de oameni, sper să reveniți cu toții. Ca să le facem măstora în ciudă, da? Deci erați 7000 de oameni și deodată văd că nu mai am imagine și mi-apare uh, ecranul telefonului. Pur și simplu. Când încerc să apăs pe Facebook, constat cu stupoare că nu mai merge Facebook. Băi, vă dați seama ce se poate întâmpla la ăștia, deci cum e posibil așa ceva să-mi dezinstaleze complet facebook -ul? Deci nu mai avem Facebook. Toamne ferește, în ce, în ce epocă trăim, bă, fraților? Bă, în ce epocă trăim să-mi dezinstaleze Facebook-ul de pe telefon? Eu am crezut că sunt niște glume, că mai îmi spunea unul altul că îl blochează Facebook-ul, că îi face nu știu ce. Bă, dar mie mi l-a dezinstalat de pe telefon, efectiv. Cum dracu să-mi dezinstaleze Facebook-ul de pe telefon? Nici nu știu dacă a rămas celălalt live. Uite, mă uit, mă uit pe un alt telefon acum să văd dacă celălalt live, că eu nici n-am mai apucat să distribui. Dacă celălalt live a, a putut să rămână aici, eu te, ăsta mi-apare că e live încă. Doamne, ferește! Nu, uite, a rămas. Doamne, deci e ceva de neimaginat. Deci e ceva de neimaginat. În fine, Uh, pff, nu știu încotro să o mai iau cu ăștia. Deci mi-a stricat tot live-ul, mi-a stricat toată buna dispoziție. În fine, ajunsesem la uh, această argumentație mea cu privire la faptul că mai marii planetei s-au întâlnit cu ani mulți în urmă și au constatat că planeta s-a suprapopulat și că se va suprapopula și se va ajunge într-o situație în care trebuie să ia niște măsuri drastice. Băi, exact ca în filmele alea cu ultima zi de pe planetă, cu nu știu ce, cu tot felul de nebunii, cu apocalipsa și cu nu știu ce, nu, mă, nu, nu mă așteptam ca într-o asemenea epocă, asta pe care o trăim noi în anul de grație 2020, să revenim într-o situație de, nu știu, comuna primitivă sau nu știu unde vor să ne ducă Deci chiar nu, nu m-aș fi așteptat vreodată în, în această viață. Și s-au întâlnit ăștia și au zis, domne, trebuie să găsim o soluție să depopulăm planeta. Pentru că dacă se populează în felul ăsta, o să ajungem la 10, 15, 20 de miliarde. Trebuie să o depopulăm cumva. Păi și cum să o depopulăm? Că, uite, războaie nu mai avem. Că drepturile omului, că treburi, că nu știu ce. Păi s-a încercat cu Saddam Hussein că avea arme biologice. N-avea. Ce să vezi? L-au pus să intre peste ei în Cuveit, după aia l-au dat înapoi. S-a încercat cu primăvara arabă să se civilizeze toate țările arabe, să ajungă și ele democrate, că erau cam dictatoriale. Nu prea au fost crime, nu prea au fost morți pe acolo. S-a pus la cale un război civil în Siria. Ăsta a făcut ceva victime, cei drept, dar nu unde a ajuns cât să depopuleze planeta, ca să fim serioși. S-au inventat structuri teroriste. Osama bin Laden, a fost inventat de cine? De americani pe vremea războiului cu Rusia în Afganistan în anii 80. S-a inventat ISIS după Al-Qaeda. După ce Cică l-au rezolvat pe Osama, l-au inventat pe Bagdadi, Al-Bagdadi. Al-Bagdad ăsta era un negociator, pentru că eu am stat destul de mult și m-am circulat în lumea arabă și, și cum știți bine, am făcut și anchete în Irak și la Bagdad și am o groază de prieteni arabi și al Bagdad, ăsta mi-au spus ei era negociatorul între armata americană și uh, cei care stăteau în pușcărie al Graib din uh, Abu Graib. Pardon din uh, Bagdad uh, deci ăștia erau uh, considerați teroriști foștii ai lui Osama foște al Qaeda și alte structuri fundamentalist uh, islamice ăsta al Bagdad, ăsta era un negociator între armata americană și ei. Și al Bagdadi, după aia, brusc a devenit liderul ISIS. Minunat. L-au rezolvat și pe ăsta. Bineînțeles că puteau să rezolve de mult, adică voi vă puteți imagina că într-o lume pe o planetă care a devenit aproape un Big Brother, unde sunt sateliți peste tot, de joasă medie și în altă altitudine. Deci voi vă puteți imagina că era așa de complicat să termine ISIS-ul în 2 5, 3 mișcări. Nu. I-au lăsat să omoare, să facă nenorociri, să uh, exceleze în acest fundamentalism is islamic, de să facă toate porcările imaginabile de pe planetă. Până la urmă, când a venit timpul, s-a supărat Trump, să-l terminăm și pe ăsta. Ok, l-am terminat și pe ăsta. L-am rezolvat și pe ăsta, l-am trimis la plimbare pe Al Bagdadi cu tot isis lui. Bă, dar nu se depopulează planeta. Nu moare lumea. Nu reușim să stăvilim. În timp ce unii mor, alții să nasc. Dacă aveți curiozitate, uitați-vă pe Google Earth și acolo o să găsiți cum mișcă planeta. Planeta nu, populația de pe planetă. Populația de pe planetă nu mișcă în jos, ci mișcă în sus. Deci mai puțini sunt cei care mor decât cei care să nasc. Și atunci, ce s-au gândit? Bă, trebuie să moară mai mulți. Simplu ca bună ziua. Ce să le facem? Să le spunem fraierilor răstora că vom face într-o bună zi un genocid planetar? Nu putem să spunem treaba asta. Să facem un al treilea război mondial și să dăm cu două bombe nucleare? Nici asta nu putem să facem. Trebuie să găsim o soluție elegantă pentru depopularea planetei. Nu avem cum să venim noi acum și să facem războaie și chestii de astea, că nu mai ține ca pe vremuri, da? Și atunci ce s-au gândit? Păi, hai să... Asta cu virusul ăsta gripal, să e o chestie veche, mă. Nu e cazul să vă mai dau eu toate referințele, că nu sunt la eseu filozofic aici, să vă dau, sau la seminar, să vă dau toate datele bibliografice de unde puteți să luați tot felul de informații cu privire la toate aceste întâlniri între mai mari planetei și în întâlniri în care s-au discutat toate problemele astea și cum ajung ei să rezolve uh, cu o depopulare și cum să facă cu acest virus gripal. Care până la urmă poate fi și o armă biologică, poate fi și o armă letală de război, o armă biologică, letală de război, cu care putem să ne batem unii cu alții fără să mai aruncăm cu bombe. Uite, lansăm un virus din asta. Și acum, dacă o luăm de la început, o să vedem cum s-a pus, pus problema. Deci, întâi și întâi a apărut în China, unde? În Wuhan. Despre Wuhan, asta să mai vorbise de-a lungul timpului de multe ori și să știa că sunt mega laboratoare de cercetare științifică acolo, că virusologie, că nu știu ce, că cu tare, că de piața aia, udă, s-a vorbit și de aia, în Contagion, în filmul ăla pe care îl puteți vedea cu toții pe Netflix. Vedeți fix aceea situație cum lilia cu preia virusul gripal și îl duce la un porc și porcul transferă omenirii și mor milioane și nu știu ce. Bă, deocamdată lor nu le e și problema asta. Voi realizați ce se întâmplă aici. Deci o situație care a fost gândită și expusă în filme cu lux de amănunte, da? o asemenea situație nu s-a întâmplat încă. Deși virusul a fost release, i-a dat drumul. S-a dat drumul la câinii biologici printre noi. Da? S-a dat drumul. Numai că el, virusul, iată, că nu a fost atât de puternic. Nu a fost nici atât de... N-a avut un grad atât de puternic de contagiozitate ca să sară pe noi toți și să omoare milioane. Păi lor nu le place, mă, treaba asta acum. Voi nu vă dați seama? Lor nu le place că apare un medic din ăsta în Italia și spune că de luni de zile nu a mai murit niciun om în Italia dă COVID. Deci cum să-ți placă așa ceva când tu te-ai străduit, ai făcut seminarii, v-ați adunat toți pe acolo, ați discutat de una de alta, ați încercat să faceți tot felul de combinații, ați pus la cale fel de fel de lucruri, ați dat drumul la virus, că zice că e accidentală treaba. Foarte nașpa. Unii dintre savanții și laureației Premiului Nobel de pe planetă, nu cred că este întâmplătoare treaba. Ei chiar cred că a fost gândit, realizat în laborator și s-a dat drumul pe bune. Când i s-a dat drumul? Ia gândiți-vă, dacă vă mai amintiți cumva. Ei s-a dat drumul cu vreo lună înainte de anul nou chinezesc. Adică în anul nou chinezesc ce se întâmplă? Toți chinezii au un trafic imens de colo-colo în toate colțurile Chinei Băi, noi discutăm de miliarde de oameni, mă. Noi, sunt, noi, nu mai suntem nici 20 de milioane în țara asta. Acolo sunt miliarde de oameni în China. Deci oamenii ăia toți pleacă la rude, la circulă în perioada de an nou chinezesc. Da? Și ei ce fac? Domne, eliberează din greșeală, bineînțeles, virusul exact înainte de anul nou chinezesc. Extraordinar. Deci s-a ales praful de anul nou chinezesc al chinezilor. Numai că, iată chinezii, ce să vezi, reușesc să țină în frâu problema. Păi voi vă puteți imagina vreodată în viața asta ce înseamnă un, cei care ați fost acolo, da, în megalopolisurile alea chinezești. Deci în orașe care au zeci de milioane de oameni, Doamne ferește, zeci de milioane de oameni în același oraș. Păi imaginați-vă toată România într-un oraș cu câteva suburbii, cum ar fi pe aici Bucureștiul, cu Pipera, cu Popeștiu și cu mai știu eu ce, Otopeniu, să aibă 20 de milioane. E, eh, spune -mi tu mie ce mai controlezi tu. Poți să faci tu ancheta epidemiologică a Pește Prăjit. Poți să faci tu ce ți-o trece pe în cap, omule. Că nu mai poți să stăvilești nimic. Voi nu vă dați seama că să dai drumul la virus în Wuhan nu era o glumă. Deci asta a fost gândită în cele mai fine chestiuni. A fost gândită și a dat drumul punctual. Când îi dăm drumul? Cu o lună înainte de anul nou chinezesc. Ce zicem? Ce facem? Că nu știm, că cu tare, că nu știe chinezii o să se lupte cu el, o să facă, o să dreagă. Aiurea, și că chinezii ar fi vrut ei să facă treaba asta. Nu cred niciodată. Niciun stat nu eliberează așa ceva pe teritoriul lui. Fiecare ar vrea să se întâmple chestia asta cât mai departe de el. Deci, calculați voi cine o fi mai departe de China. Că eu habar n -am. Deci, aici a fost o făcătură ordinară. Și făcătură de atunci și până în zilele noastre. Se întâmplă. Norocul nostru e că, uite că este 6200 acum, ne apropiem înapoi de cei 7000 de privitori și vă mulțumesc din suflet pentru treaba asta pe care îi aveam acum câteva minute și pe care v-a pentru că mi-a dezinstalat mie. Băi, cum e posibil, mă, că nu-mi revin? Cum e posibil să-mi dezinstaleze Facebook-ul cu totul de pe, de pe, telefon și să fiu nevoit să le reinstalez ca să pot să am un live civilizat să transmit un mesaj către voi? Cum e posibil așa ceva? E, uite că e posibil. Asta e. Și ca să-mi continui argumentația. Deci acum China zice că n-are nicio treabă. Pe cum n-ai tu nicio treabă? dacă virusul e atât de periculos și ne lucrează pe noi prin țărișoara noastră mică și amărâtă, da? cum e posibil să se descurce China? Deci China se descurcă cu 3-4 miliarde cât o mai avea acum de oameni, deci se descurcă, e foarte liniștită, nu are niciun fel de probleme. Ea se descurcă, ea a izolat virusul, l-a eradicat, mai are așa câțiva... Cetățenii, acolo, pe care identifică imediat. Cum să identifici într-un oraș cât România? Cu ce anchetă să mai faci tu într-un oraș cât România? Când? Cum? Câți oameni trebuie? Care este capacitatea ta de reacție pentru așa ceva? Voi nu vedeți că este ilogic? E absolut ilogic. Adică. Îmi arată ei mie că dacă se urcă 5 într-un autobuz, 3 ia virusul din cauza că a circulat virusul prin sistemul de aerisire. Pe bune? Da, dacă virusul este într-un oraș cu 20 de milioane de oameni, voi îl izolați la câteva sute de mii? Serios? Bravo! Uite, 7000 de oameni sunteți înapoi și vă mulțumesc pentru că mă priviți în acest moment oameni dragi și buni pentru că asta înseamnă că mesajul meu ajunge la sufletul vostru și înseamnă că vă spun lucruri utile, lucruri corecte și lucruri care fac apel la logica voastră. Așadar, China scapă de el și ne trezim cu virusul în Italia. Bă, da, ce brusc! Ce chestie! Nu s-a dus în India! Nu! No. Păi ce scaute în India? Nu s-a dus în Rusia! Nu! No. A sărit peste timp și peste spațiu și s-a dus direct în Lombardia, în Italia. E așa, unde erau mulți români, ca să vină românii, după aia cu el la noi. Dar ce să vezi că merge mai departe? Atenție, eu fac referire la acel moment, nu la momentul ăsta unde se spune că și în Rusia e grav și că ar fi ceva și prin India. Bă, unul dintre voi a fost prin India? Eu n-am fost. Eu n-am fost pentru că mi-a spus un prieten al meu care a fost, că un fotbalist care a stat acolo vreo câteva luni de zile. Și mi-a spus că a slăbit nu știu câte chile, pentru că mirosul era insuportabil, că nu au canalizări în marile orașe, că brahatul e pe acolo cât casa, că gunoaiele, că nu știu ce, și că este absolut înfiorător. Deci în colcăia la aia de microbi, existenți de când lumea și pământul, la New Delhi și în Bombay și în alte orașe, deci în colcăia la aia, nu se duce virusul imediat, după ce era în China. Nu, sare direct la Milano, unde avea loc cel mai fancy eveniment de pe planetă, adică un Fashion Week, unde cei mai mari designeri își expuneau rochile și nu știu Pe bune! Bă, da chiar tâmpiți suntem cu toții. Chiar niște cretini absolut rudimentari suntem. Cum e posibil să înghit eu o asemenea măgărie să-mi spuneți voi mie toți că virusul, în loc să se ducă în coasta Chinei, Colon, India, unde era o mizerie înfiorătoare și a fost întotdeauna așa, s-a dus direct în Lombardia, la Milano, unde ei aveau uh, spectacol de modă, pe care era cu ochii toată planeta. Că expuneau acolo Versace, Dior, uh, Cavalli și așa mai departe. Păi deci când când o să învățăm să gândim logic? Când o să învățăm să gândim critic? Nu noi ăștia câțiva, noi ăștia aproape 8000 care suntem aici, care gândim critic și logic. Nu, restul lumii. Și nu numai din România. De pe planetă, restul lumii de pe planetă. Când o să învețe să gândească critic și să realizeze că unele lucruri sunt imposibile. Da, unele lucruri sunt absolut imposibile. Nu pleacă, bă, virusul din China, de la Wuhan și se duce în Milano, fix. Și nu apare virusul înainte de anul nou chinezesc, când miliarde de oameni se dizlocă de acolo, colo și în China și în toată lumea, da? Nu atunci apare și nu se transmite de acolo, fix când era mega, super, mai spectacolul de fashion. Bă, dar chiar ne batem joc? Chiar suntem tâmpiți cu toții? Bun, ajungem în România. Vin ai noștrii din România. Vine diaspora. Ce să vezi? Nu apare pacientul zero un cetățean român care să fi dat COVID-ul unuia sau altuia. Nu. Apare un italian. Și italianul ăla, ce să vezi, să duce pe la primărie, să duce pe dincolo și îi dă covid unui amărăștean. Și zic ăștia, manipularea, băi, ca să vedeți, media, bă, cât de excroacă e. Manipulare ordinară pe față. Oh, păi da, cetățeanul ăla care are COVID și care l-au îmbarcat imediat și l-au dus, la ambalat și l-au dus cu forța la balș. A fost prieten bun cu italianul și a fost cu el la chefuri și la vânătoare și la nu știu ce. Serios? Ai pe bune! Și apare amărâta de nevastă sau omului și spune Oameni buni! Nu-l cunoaștem pe acest italian! Nu știm de unde a apărut și ce vrea de la noi! Nu știm cum am intrat în rahatul ăsta! Vă rog să ne credeți să nu știu ce! Păi da, am crezut-o cu două urechi și cu doi ochi și cu două mâini! Cum să nu o cred pe biata femeie când după aia apare străinul inteligența cenușie a COVID-ului și spune Păi și dacă e asimptomatic, ce să-i facem? Să-i dăm o ciorbiță și o fripturică și o țuiculiță. Și gata, peste trei zile s-a vindecat. Ce tare! nu e așa că e tare? S-a vindecat omul. A, bun, păi dacă s-a vindecat e ok, tati, nu e niciun fel de problemă. Și după aia tot stăteam și media tot ronțăia. Și zilele treceau și nu mai apărea un caz de infectat măcar. Nu că un mort. Un caz de infectat nu apărea. Și toată lumea era cu ochii pe televizoare. Și se trezește Iohannis și zice Decretezi stare de urgență. Toată lumea în casă. O, bă, că nici nu s-a întâmplat nimic în țara asta. Unde ne bași pe toți? Cu ce ți-am greșit? Ce ți-am făcut? Amărâți aia din diaspora rămași pe țările de Uh, unde lucrau, bietele femei date afară de pe muncă, de prin hoteluri care se închideau și nu știu ce. Ce ți-am făcut, mă, nene? Trezește-te, dracu, la realitate. E posibil așa ceva? Nu, no, niciun fel de problemă. Gata, s-a terminat, închidem tot. Închidem tot și stăm o lună. Stăm o lună, tată. Să nu zici că nu am fost de acord cu tine. Am fost de acord cu tine, nu nici niciun fel de problemă. Acum sunt eu de vină că au proliferat, iată, după o lună de, ale, de, urgență și alte două de stare de alertă și așa mai departe. Sunt eu de vină? Sunt eu de vină că voi fumați trabuce și uh, beți și serviți masa și tortul în Palatul Victoria? Nu sunt eu de vină. Și nu mă interesează că e PNL-ul acolo. Putea să fie și PSD-ul, făceam de balamuc și pe PSD. Eu uite ce mă interesează pe mine. Dar când l-am făcut de balamu pe Dragnea sau pe Firea și mi a luat embargo de la Antena 3, cum a fost? Nu mai ține minte lumea. No. Păi de ce să țină minte lumea? Nu, lui tu întotdeauna ești obiectiv. Luis, noi te respectăm din suflet. Luis, tu ești cel care trebuie să ducă acolo să meargă și să facă și să dreagă. Da, am mers mereu și m-am dus și m-am sacrificat și am ridicat probleme, probleme serioase. Și uite cum a fost treaba. A fost că unele lucruri s-au schimbat. Oh, că s-a vorbit iar că aseară eram m-au întrebat unii pe uh, Facebook aici că aseară am fost la România TV, într-adevăr. Am apucat să spun ceva, nu ca acum. Așa. Și am fost de la ora cât era, de la 9 la 10. Și când eu eram în live, numai ce văd acolo. Că de la ora 10 apare vulpița și cu salam. Ouleu! Trebuie să închid telefonul, neapărat. Trebuie să dispar din peisaj, că ăștia iar mă bagă în prostia asta. Dar, dar, critica mea a fost extrem de eficientă și destructivă. Pentru că voi toți au spus, duceți-vă domnul Lazarus acolo peste aia, la antenă și să se termine odată cu prostia asta, cu vulpița. Am criticat aici, nu m-am dus acolo. Pentru că m-am mai dus și cu alte ocazii și după aia am fost interpretat că mă duc eu să mă mănânce, să mă bag în, vă, să mă bag în vălău, să mă mănânce porcii, să mă amestec cu toate fufele mondene și vai lor și să mă fac de râs. E, uite că nu m-am mai dus. Bă, da, atâta am criticat și voi v-ați uitat, am două live-uri, unul de un milion de oameni și unul de un milion două de oameni care v-ați uitat la ele și care ați înțeles ideea. Deci, care a fost ideea mea atunci? Bă, nu toți trebuie să nu vă uitați la prostia asta cu vulpița. Fac apel la aceia care au pipălmetere în casă. Ăia care au pipălmetere în casă nu trebuie să se mai uite la vulpița. Și ei o să închidă serialul pur și simplu pentru că nu vor mai avea audiență. Au înscenat-o aiureală că vezi, doamne, aia a făcut ca a ca nu știu ce vrăjeală. Nu s-a mai uitat lumea. Deci, critica noastră și acest îndemn către ei, care aveau people metere, să nu se mai uite la Antena 1, la accesul direct în așa mai departe, a fost foarte bună și nu mai avem vulpițe. Gata. Dar ce să vezi? România TV vrea să aibă vulpițe în continuare. E, eh, dacă vrea să aibă vulpițe în continuare, să o aibă fără tati, fără mine. Nu mă interesează. Nici nu vorbeam despre treaba asta, dar v-am spus o ca și pe o formă de victorie, pentru că, iată, oameni buni, a reușit să închidem porcăria aia și nu o să mai fie nicio vulpiță pe niciun YouTube, în niciun trending și nu o să mai facă nicio piesă cu nimeni și nu o să mai auziți de ea niciodată. Pârți, Mariți dragă vei, ce bine îmi pare. Uite că i-am rezolvat. Acum trebuie să găsească Madame Vaida alte vrăjeli și alte topuri de 2 lei ca să facă alte chestii din astea penibile și aiuristice, cu privire la cum să găsească ea audiență. Pentru că ea dacă va vorbi despre COVID, dacă va vorbi despre patriotism, dacă va vorbi despre manipularea planetară și uh, care se desfășoară națională în România, ea nu va face audiență nici de 2 lei. Știți de ce? Pentru că nu are niciun fel de credibilitate. Adică ne uităm, vă uitați acum la mine 9,400 de oameni. Deci, aproape 10.000 de oameni, da după ce mi au m-au lucrat ăștia și mi-au desfințat și Facebook-ul de a trebui să-l reinstalez. Deci tot am depășit toate așteptările lor. Așa că, dragii mei, problema este în felul următor, ca să revenim, că am făcut această paranteză absolut utilă. Și chiar zic eu, care arată că noi împreună învingem. Pentru că noi împreună vom învinge în multe lupte care se vor da de acum încolo, dragii mei. Și așa că treaba este în felul următor. A venit COVID-ul peste noi, și au crescut cifrele. Ne-au impus toate restricțiile imaginabile, și acum ați văzut ce s-a întâmplat cu legea pandemiei. Legea pandemiei, deși au insinuat că nu vor să o voteze, Ciolanul și ai lui au votat legea fără să o citească măcar. Nici nu au citit-o. Cu ochii închiși au votat legea a trecut până în Camera Deputaților Valvărteș. După care a zis Ciolanu, lăsați că în camera deputaților a trecut și am făcut noi niște amendamente. Aiure, nu făcuți niciun amendament relevant. Niște prostii. După, păi el nici nu citise. Cum dracu să mai facă amendamente relevante? După care au trimis-o la Senat. Când a ajuns legea la Senat, haide totuși să o modificăm pe aici, pe acolo, în punctele esențiale. Vorba lui Caragiale. Să se modifice peste tot, dar să nu se schimbe nimic. Sau invers, după caz. Și în condițiile date, au venit cu porcăria asta ordinară de 48 de ore. Adică în 48 de ore, ei poate să te facă varză, tati. Poate să facă absolut orice doresc cu tine. Să te ia, să te ducă în spital cu forța, să te țină captiv acolo, să te facă varză, poate până la urmă să-ți dea și un covițel de la un cetățean aflat în zonă. Parcă tu mai poți să controlezi ceva? Păi noi suntem cei care putem controla testele. Știți că testele astea au sensibilitate undeva la 50%. Deci dacă mergem pe o sensibilitate de 30-50%, atunci putem să ajungem într-o situație cel puțin hilară, cel puțin tragică, în care un test e bun și un test e fals. Toate testele care au fost pozitive pentru niște oameni care acești oameni au fost luați cu japca și băgați în spitale, au fost fals pozitive. Pentru că în momentul în care a doua zi, a treia zi, îi apărea omului testul negativ, el nu avea timpul necesar logic, real, fizic, ca să se vindece de COVID. În mod evident, nu? Deci nu puteai să te vindeci de COVID de pe o zi pe alta. Mai ales că dacă era și asimptomatic, nici nu îți dădea vreun tratament. Ce îți dădea? Îți dădea un paracetamol? Sau cu chiu cu vai vreo hidroxiclorochină de aia, vreun plachenil? Nici vorba de așa ceva. Nu îți dădea. Mulți s-au stat de pomană pe acolo, asimptomatici. Și în condițiile astea, cum s-au vindecat a doua zi? De unde până unde s-au vindecat a doua zi? Era evident că testele au fost fals pozitive. Și testele care ulterior, 1, 2, 9, au fost negative, au fost păbune negative, că altfel nu ieșeau, nu? E simplu ca bună ziua, nu trebuie, nu trebuie o filozofie ește din comun, nu trebuie să fii vreun medic specialist, nici nimic din toate astea. Așa că treaba este pentru mine cât se poate declara. Acum că vine Arafat și zice, domne, ca la început, el nu și-a schimbat discursul, cum v-am mai spus, el ce spunea în martie, spune și în iulie, pentru el timpul a stat pe loc nu-l interesează pe el treaba asta, că între timp s-au întâmplat un milion de lucruri, doamne, câți oameni s-au vindecat de COVID, de exemplu. Câți oameni au murit de COVID, dar de fapt cu COVID. Deci toate lucrurile astea pe el nu-l interesează. Pe el interesează un singur lucru, anume că el raportează niște cifre și că lui îi se pare că cifrele alea sunt mai mari. Și dacă cifrele alea sunt mai mari, atunci super mișto, niciun fel de problemă, Uh, trebuie să stați în casă, băieți. Uh, trebuie să ne mai gândim. Am văzut că prin Israel se pune problema închiderii plajelor în weekend, deoarece ar fi prea mulți pe plaje. Pe păi am eu vreo vină că s-au dus prea mulți la plaje? Trebuie să sufăr eu, orice cetățean român sau de pe planetă, că în Israel s-au dus prea mulți la plaje în weekend? Și că ăia organizatorii Lupește Beach Boys și ăia și nu știu ce care lumea care e pe acolo nu au pus șezlongurile la distanțele respective ca să mai câștigi un ban, no? Deci am eu vreo vină în legătură cu treaba asta? Trebuie să mă execut pe mine? Trebuie să iei de acolo exemplu ca să mă lovești pe mine? Ca am auzit acum că au avut niște întâlniri, asta iar nu e de pe Google. Am auzit că au avut niște întâlniri și la întâlnirile astea și că ar fi discutat ar fi discutat oameni buni să închidă litoralul și Brașovul. Și că asta s-ar putea întâmpla în maxim două săptămâni. Dacă se întâmplă treaba asta, înseamnă că informația mea a fost corectă. Dacă nu se întâmplă treaba asta, Doamne ajută, nu înseamnă neapărat că informația mea nu a fost corectă, ci înseamnă că ei au aflat, că eu am aflat, că această informație e vehiculat o vehiculat-o și că au de gând să închidă. Dar eu le spun așa, nu mai închideți nimic, pentru că tot ceea ce mâncați voi, mâncați cu polonicul, ceva care se cheamă așa, e maro și are un moțișor. Aia mâncați voi, toată ziua, bună ziua. Așa că nu mai închideți nimic și nu mai tot încercați voi tot felul de șmecherii, pentru că nu se pune. Iar ultimii mohicani care au mai rămas în țara asta, și care tot îi văd că stau soț, soție sau soțul singur la volan cu masca în propria lui mașină, ăia trebuie să se mai controleze puțin la logică, la filtru critic, la ce au studiat în viața lor, dacă au mai citit vreo carte, dacă pot să se uite la televizor la mai multe posturi deodată și să facă o selecție a ceea ce văd. Deci trebuie să controleze. Nu noi! Nu noi suntem în neregulă. Noi suntem ăia care încă mai gândim. Nu știu câți vom fi. Sper să fim destul de mulți. Dacă ne apropiam acum de 10.000, atunci înseamnă că suntem ceva. Ceva între noi. Există un filon patriotic, există un filon critic, există un filon de gândire puternic și că noi putem să ne autogospodărim, tati. Deci nu este niciun fel de problemă. Așa că, dragii mei, treaba este. Stai, că acum mi-a apărut altceva pe aici, că spațiul de stocare. Doamne, ferește! Deci, asta e seara nebunilor. Îmi apare că spațiul de stocare. Păi eu stochez asta undeva pe telefon, mă, sunteți nebun la cap. Ci eu stochez live-ul pe telefon, să mi apare că spațiul de stocare. Doamne, ferește! Deci, mă aștept să se întâmple orice în, în timpul acestui live. Pur și simplu mă aștept să, să se întâmple absolut orice. Deci, ca să continui. Problema este în felul următor, că nu vreau să vă țin aici toată noaptea, dar mereu mi se întâmplă ceva. Treaba este așa. Dacă oamenii ăștia, Rafila și cu, nu mai știu cum o cheamă pe aia de la OMS din România, că e una care a stat ascunsă până acum, au gândit alt plan. Au gândit următorul plan. Vor să ne facă și cobai. În caz că nu ați aflat, Vă spun eu, ca să citez corect, să nu citez Anapoda, o să vă spun eu ce se întâmplă, oameni buni. Se întâmplă următorul fenomen. Țara noastră, România, dragă, va intra într-un program de cobai cu acest COVID. Pentru că noi suntem aia care ne oferim imediat. Noi avem populația care e dispusă să facă orice e dispusă să respecte orice și atunci noi ne oferim instant să facem parte din orice chestie. Deci a fost inclusă de OMS în programul masiv de testare a patru posibile tratamente pentru coronavirus, numit Solidarity Trial. E, acum dânsa se cheamă Miliana Gârbici, șefa biroului OMS pe România și cu Alexandru Rafila. Deci, bă băieți, treaba vine cam în felul următor. România devine un fel de no man's land în care să testează diverse medicamente pentru COVID. Deci, fiți atenți la o fază aici. Nu am cifra exactă în momentul ăsta. Uite, îmi pare rău că nu m-am informat și nu vreau să vorbesc aiure. Dar nu am cifra exactă cu privire la faptul că în, pe planeta Pământ s-au vindecat de COVID nu știu câte Sute de mii de oameni, da? Ei ce fac acum? Fac un uh, program din ăsta, Solidarity Trial, care zice că este un program din ăsta de testări, adică niște cobai. Pe oameni vor testa patru feluri de medicamente. Printre care, ce credeți? Printre care este și hidroxiclorochina, normal. Păi dacă tu ai văzut că ai testat hidroxiclorochina, adică plachenilul ăla, și că a mers, că cu ăla, Doamne ferește-mă, că o iau razna, deci cu acel medicament, tu, OMS, reprezentanți oficiali din toate țările, America, cum spunea Trump, că a luat preventiv placheniul ăla și așa mai departe. Deci dacă ai testat și ai văzut că ai vindecat oameni, păi voi vă dați seama ce ar fi însemnat să nu se fi vindecat nimeni de, 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 de COVID. Păi ce ar fi însemnat? Păi ar fi fost o tragedie, nu? E, ăștia, acum aici, că cele patru tratamente incluse sunt Remdesivir, care, cum să vă, lăudau americanii, l-au testat și canadienii pe Remdesivir ăsta, și că e super tare și nu știu ce, Remdesivir, clorochină și hidroxiclorochină, Ritonavir, Lopinavir și Ritonavir, Lopinavir plus interferon beta. Băi, frate, deci ei testează pe noi acum și în România aceste chestii. Deci ei se bucură. Ei se bucură că și-au găsit cobaii Europei. Nu mai știu acum câte alte țări ar fi în acest program. Dar iată cum au mai introdus. ne a mai băgat un mort în casă. Pă bune! Deci ne-au mai băgat un mort în casă. Ei, adică, ei acum ar vrea să spună, domne, ce chestie minunată am făcut. Deci voi vă dați seama, oameni buni. Noi, cei care reprezentăm OMS-ul în România am reușit să aducem aceste tratamente să fie testate în România. Păi până acum cu ce i-ați vindecat, mă? Cu ce i-ați vindecat? E, e ceva ce nu înțeleg eu. Ori m-am tâmpit eu, ori ăștia chiar fac mișto de noi. Deci ei au vindecat sute de mii de oameni cu toate aceste tratamente. Cu hidroxiclorochină, cu remdesivirul ăsta, cu nu știu ce. Și au zis că toată lumea, a, 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 mai ales la primul, la Remdesivirul ăsta, că toată lumea a, a fost super ok. Și că toți cei testați au reacționat excelent. Deci ei l-au testat și l-au retestat și acum mai fac încă un program de testare. Și ne-a introdus și pe noi. Și bineînțeles că acolo cine este interesat să-și ia și el un bănuț, dar să se schilodească pe viață eventual, că nu pot să-mi dau seama care e situația. Adică dacă tu le-ai testat și ai văzut că sunt ok, la dracu mai vii iar cu ele, să le mai testezi o dată. Alți bani, altă distracție, alți bani de stat și l-au retestat și o, acum o, mai o, fac un se se și ai văzut că... nu se poate. Ce s-a întâmplat? S-a oprit iar. Nu știu ce s-a mai întâmplat. Nu mai suport. Nu știu ce s-a întâmplat. Să-l închid aici sau ce să fac. Și acolo. Suntem. Deci m-am blocat. Ce am făcut? Mai sunt? Mă aude cineva? Zice și voi ceva. Deci nu mai știu ce se întâmplă cu acest live. Spuneți și voi ceva ca să-mi dau seama dacă mă auziți, mă vedeți că iar s-a blocat. Rămâi așa. Nu, nu ce? Nu mă auziți? Așa. Nu îmi dau seama ce se întâmplă. Sunt vizibil? Da. Deci nu nu îmi spunea nimeni nimic. Bine, fraților, iarăși m-am întrerupt, iarăși s-au întâmplat niște lucruri, nu, deci nu, în seara asta e o adevărată nebunie. Bun, deci ca să conchid cu acest test minunat. Deci testul ăsta minunat, ce că e foarte important pentru România, e un cir total, Bineînțeles, cele patru scheme terapeutice se vor aplica pacienților. E vorba despre schemele prevăzute în ordinul Ministrului Sănătății. Incompetența transpirată și bulbucată. Studiul are două scopuri. Să verifice evoluția pacienților în funcție de schema de tratament și să verifice dacă vreunul dintre aceste patru scheme este superior celorlalte a declarat Rafila. Bă, frate, am luat o razna cu toții. Ce să verifici, mă? Deci voi vreți să faceți altceva, mă? Hai să ne gândim așa, normal. Deci, pe planetă s-au vindecat sute de mii de oameni. Nici nu mai știu care e cifra exact. Poate îmi spune și mie cineva cifra. S-au vindecat sute de mii de oameni pe planetă. Bun. Cu aceste scheme de tratament. După ce s-au vindecat toți oamenii ăștia, vin ăștia de la OMS și zic să mai facem noi o testare. Da? Bine, mai facem o testare. Și cu această testare ce facem? Păi să o facem și în România. Da? Că România am văzut noi că sunt ca lumea, sunt bine, ce să mai... Dacă le mai dă și niște bănuți oamenilor care să vor să înscrie de cobai acolo, păi o să fie super tare. Toată poveste. Nu? Că totul e pe bani. Adică ce o să, o să uh, profite de, de sărăcia unor amărâți? Și o să-i duc acolo să fie testați sau cum? Să îi țină pe post de cobai? Bă, eu cred că noi ar trebui să fim foarte atenți la această imixtiune a OMS-ului cu programul ăsta de testare pe niște oameni care sunt sau nu de acord. Nici nu știu că până la urmă și de acord nu știi dacă poți să fii când te ia ăștia, acum legea intră în vigoare, da? Și o să fie niște probleme, pentru că noi vrem să fim nu, testați corect. Și ăla zice, da, a ieșit pozitiv. 48 de ore în spital, hai. Stai, domne, că am și eu copil la casă, că am și eu probleme, că am situații. Nu ne interesează. 48 de ore. După 48 de ore vin ăia trei eminențe cenușii de la DSP. da, nu știu, nu, nu prea ne place cum evoluezi tu. Bine, dar eu sunt asimptomatic. Da, da, vreți să vă spun ceva? Dacă peste patru zile această chestie asimptomatică pe care o prezinți dumneata, se va expanda și vei deveni simptomatic. Mai bine te mai ținem. Păi și cât să mă mai țineți? E așa, cât e necesar. Da? Cât e necesar. Păi dacă îți dăm drumul acum și te îmbolnăvești acasă, adică evoluează prost boala și te îmbolnăvești acasă peste 4-5 zile, noi ce facem? Că le mai dai și eu lor de acasă. Deci genul ăsta de speculații pot să se deruleze la infinit, vă frate. Deci la infinit ei pot să vă spună vă fel de fel de lucruri și de nebunii. Pe bune dacă nu. Realmente. Realmente asta e o chestie total incontrolabilă. Și revin acum la argumentația pe care o aveam eu de la început. Argumentația potrivit căreia tot ceea ce se urmărește după modesta mea opinie, da? Am și eu o opinie. Sunt lăsat să am o opinie. Deci după modesta mea opinie, tot ceea ce se întâmplă se întâmplă cu un scop. Vi se pare că vreodată ceva pe planeta asta se întâmplă fără vreun scop? Acum să fim serioși. Se întâmplă ceva fără vreun scop pe planetă? Nu cred. Adică tu când te trezești de dimineața, eroule, orice om normal la cap de pe planetă, când se trezește de dimineață să duce la muncă, să duce cu un scop, ca să ia un bănuț să-și întrețină familia. Ăla e scopul lui de bază. În momentul în care câțiva șmecheri care sunt râgăie de bani și de proprietăți și de influență și de putere care sunt la nivel planetar și unii sunt și pe în România, sau alții sunt români ajunși tari și mari pe afară. În momentul în care ăștia se întrunesc toți și se gândesc că alo, stai puțin, că avem o problemă, să mulțesc ăștia prea repede. Adică ce trebuie să vă spun eu că în China sunt date legi speciale privind natalitatea? Ce, nu știați chestia asta? Păi da, în China sunt date legi speciale mă, privind natalitatea. Nu ai voie dacă îți propui tu ca la noi. Dacă își propune unul să aibă 10 copii, o să aibă 10 copii. care e problema? Păi, alo, în China nu se întâmplă treaba asta, mă. Deci, există un precedent. Există un precedent. Acolo unde populația țării respective a crescut nemăsurat, s-au generat asemenea situații. Dar acum, e o problemă aici. Băi, hai să ne gândim puțin. Una e să nu-mi dai voie să fac nu știu câți copii, și alta e să ne omor pe toți. Pe motiv că s-a suprapopulat planeta și până acum ai stat și te uitat la stele. Păi, atunci nu trebuia să-i lași pe amărăți ăia săraci de abia, că vedem și noi pe la televizor tot felul de situații. Când e câte o amărâtă de aia, de aia are câte șapte-opt copii cu trei bărbați și ea nu are niciun acoperiș. A făcut copii în disperare, așa. Ea n-are un acoperiș deasupra capului. Da, acolo ar fi trebuit ca cineva să ia niște măsuri, niște lucruri să se întâmple cu tare. Dar una e să impui un sistem de control al natalității, adică, bă, faceți și voi copii că puteți să îi întrețineți, nu? Nu ai să fie o povară pentru tine, pentru societate, pentru toată lumea. Deci, hai să o gândim într-un fel. Și alta este a pus să omori lumea, băi, nene. Oameni